Așezați-vă confortabil, spatele să fie drept, închideți ochii și respirați profund de câteva ori. Imaginați-vă energia care urcă din centrul pământului, străbătându-vă corpul, din tălpile picioarelor până în creștetul capului, ieșind sub forma unui frumos glob de lumină. Sunteți în acest glob de lumină. Remarcați ce culoare are. Acum imaginați-vă că vă înălțați dincolo de univers. Apoi imaginați-vă că intrați în lumina de deasupra universului. Este o lumină puternică și frumoasă. Acum imaginați-vă că treceți prin această lumină și vedeți o altă lumină, mai strălucitoare, și apoi o alta și alta. De fapt, sunt multe lumini strălucitoare. Continuați să vă înălțați. Între lumini există o fâșie puțin mai întunecată, dar acesta este doar un strat înainte de următoarea lumină, așadar trebuie să continuați. În final veți descoperi o lumină minunată și strălucitoare. Treceți prin ea. Când treceți prin ea, veți vedea un strat de energie, un fel de substanță gelatinoasă care are toate culorile curcubeului. Când intrați în ea, veți vedea că se schimbă culorile. Acestea sunt legile. Veți vedea toate formele și culorile posibile. În depărtare se vede o lumină alb-albăstruie, irisată, perlată. Îndreptați-vă într-acolo. Evitați lumina de culoare albastru intens, pentru că aceasta reprezintă legea magnetismului. Pe măsură ce vă apropiați, o să remarcați o ceață roz. Aceasta este legea compasiunii și vă va împinge către un loc special. Veți vedea că lumina perlată are o formă dreptunghiulară, ca o fereastră. Fereastra este, de fapt, deschiderea spre cel de-al șaptelea plan. Acum treceți prin fereastră. Pătrundeți mai adânc. Observați o lumină albă care vă străbate corpul. O simțiți în corp. Pare ușoară, dar are esență. O puteți simți cum vă străbate. Este ca și cum nu mai faceți diferența între propriul corp și energie. Deveniți tot ceea ce există. Nu vă faceți griji.
corpul dumneavoastră nu va dispărea. Va deveni perfect și sănătos. Amintiți-vă că aici este doar energie. Nu sunt oameni sau lucruri. Deci dacă vedeți oameni, înălțați-vă mai sus. Din acest loc, Dumnezeu va face vindecări pe loc, iar dumneavoastră puteți crea toate aspectele propriei vieți. Este dreptul dumneavoastră din naștere să folosiți această energie. Acum este timpul să vă rugați, să vă gândiți la ceea ce vreți să realizați în viață. Imaginați-vă că acel lucru s-a realizat deja și că faceți parte din el. În acest loc poți schimba rostul și energia propriei vieți, dar trebuie să crezi cu tot sufletul că tot ceea ce îți dorești se va îndeplini. La final, după ce te-ai rugat, să spui mulțumesc și s-a împlinit. Inspirați profund, deschideți ochii, simțiți-vă conectați de plin la tot ceea ce există. Practicați folosind această cale de a ajunge în al 7-lea plan al existenței. Această procedură vă va deschide ușile minții pentru a vă conecta cu tot ceea ce există. Această procedură pare să reconecteze neuronii din creierul dumneavoastră la momentul creației. De fapt, după ce ajungeți într-adevăr în al 7-lea plan și deschideți ochii, vă veți da seama că sunteți conectați cu totul și că vărul a fost ridicat. Repetați de mai multe ori această procedură pas cu pas. Când o persoană se înalță în al 7-lea plan folosind această procedură,
Percepția este că iese din propriul spațiu, se deplasează în univers, în zone foarte depărtate ale cosmosului și trec printr-un portal al creației. Într-un fel este adevărat, dar nu așa cum s-ar putea să credeți. Înăuntrul fiecarei persoane se află un univers minuscul, identic imensității a tot ceea ce există. Rețineți că nu spiritul nostru se înalță în al șaptelea plan, ci doar o conștiință care este creată prin această procedură. Folosiți această meditație zilnic pentru a vă conecta la tot ceea ce există. Cu cât veți ține mai mult timp această energie, cu atât mai ușor va fi să creați lucruri bune în viața dumneavoastră.